Bună dimineața tuturor celor care vizionat acest video. Am să fac o etalare pentru surprizele acestei zile. Un el și o ea, un cuplu, vă poate fi surpriza astăzi. Sau vă cam dați spate în spate cu partenerul astăzi. Dacă aveți partener. Da, poate fi o exagerare aici, la unele din aflați vreun secret ceva. O etalare în trei variante pentru surprize, pentru norocul zilei, oportunitățile zilei. Și dacă doriți să știți mai multe amănunte despre această zi în funcție și de zodie, am făcut deja o citire, o etalare intuitivă cu cărți de tarot. Este deja publicată pe canalul meu de YouTube, Chris Tarot. Așadar găsiți pentru fiecare zodie mai multe amănunte, cum este doar pentru surprize, pentru noroc, oportunitate. Prima variantă, a doua sau a treia. Să încep cu prima variantă verde. O zi, da, poate că unele dintre voi vă dați spate în spate cu partenerul aici. Cumva poate apărea o despărțire. Ori aflați de vreun doliu, Doamne ferește. Cumva aici. Cineva, dar n-aș putea să... Poate fi cineva îndoliat. Poate fi cineva care e îndoliat, cineva care cumva regretă că nu va asculta sfaturile. Poate fi și o astfel de situație. Astăzi să constatați că voi sunteți o persoană foarte înțeleaptă, o persoană foarte intuitivă, o persoană care aveți multă cunoaștere și poate că ați discutat cu cineva, i-a spus ceva, i-a dat un sfat și nu v-a ascultat sfatul. Nu v-a luat în seamă, nu v-a luat în serios, v-a pus bețe roate, nu v-a luat în seamă. Și nu v-a respectat, să zic așa, părerea. Și acum cumva regretă această persoană, cumva aflați acest secret. Deci secretul care îl puteți afla astăzi, îl puteți afla de cineva care trece printr-o despărțire, printr-o durere, printr-o pagubă și are niște probleme, poate chiar cu legea, sau are niște întârzieri, are niște situații în care cumva regretă acest lucru. Afla secrete astăzi, așadar, care țin poate și de un drum, țin și de niște supărări, de niște neplăceri ale cuiva, sau voi astăzi vă separați de cineva, pentru că nu vă inspiră încredere, pentru că are niște secrete, ați aflat, le aflați și această persoană va regreta. Deci această persoană de care astăzi, dacă vă despărțiți de cineva, va regreta acest lucru. Pe de altă parte, puteți afla într-adevăr și de vreun doliu care cineva regretă ceva, regretă pe cineva, pot fi și la nivel de societate, pot fi și la nivel personal, persoană cunoscută de voi, într-un fel sau altul, aflați de regretele cuiva. Așadar, secretele acestea pot fi și de regretele cuiva, problemele care le are cineva, poate și cu legea, pentru că nu a ascultat de sfaturile voastre. Puteți face o călătorie astăzi, o vizită, cineva vă așteaptă, cineva vă așteaptă, poate o persoană chiar văduvă vă așteaptă undeva, deci puteți fi așteptat de niște persoane care sunt singure, despărțite, văduve, au niște regrete aceste persoane, cumva intuiția voastră vă spune astăzi puteți primi niște sfaturi sau poate că sunteți voi care din cauza unui divorț, despărțiri căutați niște sfaturi pentru a depăși niște obstacole, pentru a vă descurca, pentru a afla mai multe amănunte despre o despărțire, ca și cum cercurva te duci, te discuși și spui ce părere ai, de ce crezi că mi s-a întâmplat acest lucru, de ce m-am lăsat. Aici pot fi situații de acest gen în care cineva cere sfatul al cuiva pentru că nu știe niște secrete. Este o zi în care cumva cineva pune o presiune, totuși e o presiune care o simțiți. Poate cineva la voi această variantă poate să fie și că cineva și-ar dori să se întoarcă înapoi la voi pentru că vă regretă. Regretă că s-a separat de voi, s-a despărțit de voi, dar voi nu mai aveți încredere. Cumva pentru că a folosit forța fizică, a fost agresivă sau verbal chiar, sau a avut secrete. Aici aflați ceva poate și la nivel de societate, ceva care ține de secrete militare chiar, pot fi și aceste situații care apar. Norocul vostru este astăzi că sunteți foarte intuitivă. Cumva acest lucru va duce totuși un succes, o reușită. Varianta numărul 2.
aveți dragoste. Astăzi poate că cineva se gândește să vă ceară să vă căsătoriți, astăzi poate că cineva vrea să vă, se gândește să vă ceară să vă întâlniți, să vă mutați împreună, să vă căsătoriți, sau chiar aveți poate vreo logodnă, vreo căsătorie aici la care participați. Văd că aveți vreo idee astăzi, vă vine vreo idee, aveți o inițiativă de succes, aș putea să spun. Astăzi poate fi o întâlnire pasională cu cineva. Puteți avea niște daruri, niște cadouri din familie, niște beneficii. Deci astăzi poate fi o zi de împăcare, o zi de revedere cu cel drag, cu cea dragă, sau o zi în care să vă îndrăgostiți și veți sta pe gânduri. Nu știți ce să credeți, o fi alesul inimii sau nu o fi aleasa inimii. Aici cumva văd că sunteți foarte meditativi, foarte romantici, mai ales ca bărbați îndrăgostiți, deci cumva vă văd așa într-o zi foarte, foarte interesantă. O zi în care dragostea pe primul plan, armonia, iubirea. Și la varianta numărul 3, la varianta numărul 3 aveți vești noute și voi, dar veți afla și de bârfele unei doamne căsătorite aici, unui tânăr cu rele intenții. Aici cumva aflați voi de niște intrigi care pot ține și de familie, dar pot ține și de cei cu care sunteți voi în preajmă, poate și din cauza unei ambiții, a unei credințe sau din cauza unei noi relații. Cumva aici cineva vă pune la îndoială, poate fidelitatea, prietenia sau chiar voi veți descoperi astăzi cine vă este prieten, cine nu vă este prieten, pentru că aflați voi niște vești, niște răutăți, niște bârfe și asta cumva vă trezește într-o ambiții, vă trezește ambiția să demonstrați poate că sunteți de încredere, să demonstrați că sunteți un bun prieten sau veți căuta un bun prieten. Nu mai vreți să vă aveți de-a face cu persoane care vă bârfesc, care au răutăți față de voi și nu au vorbe bune față de voi. Astăzi descoperiți așa de niște secrete. Astăzi este o zi în care secretele cumva ies la lumină. Varianta a doua ieșeau secrete la lumină de dragostea cuiva, cineva care vă visează, vă dorește, vă spune vorbe frumoase de dragoste. La prima variantă erau secrete de regretele cuiva, iar aici afla secrete de bârfele cuiva, răutățile cuiva, de perfidia cuiva, gelozia cuiva, aici poate fi și vorba de o femeie geloasă, căsătorită cu copii sau are copii în orice caz, poate nu prea este ea o persoană, ea pare o persoană, poate voi o considerați într-o prietenie, dar s-ar putea să descoperiți că nu este atât de prietenoasă, adică e mai materialistă, poate mai perfidă cumva sau e vorba și de gelozie, de invidie. Poate ești o persoană care ești bună prietenă cu ea, dar ea te invidiază și, pe de altă parte, mai vorbește câte ceva pe aici, pe acolo despre tine și tu afli acest lucru, cumva văd că este un secret de o răutate. Dar tu ți păstrezi încrederea în tine, cumva, nu ți strică încrederea în tine, ceea ce, vorbele, zvonurile care le lansează cineva din răutate pentru tine. S-ar putea la unele dintre voi chiar această persoană perfidă și geloasă să vină să vă spună zvonurile care sunt pe seama voastră din partea vreunui tânăr. Posibil și acest lucru. Văd aici că aveți din două părți aceste răutăți care vin perfidii cumva, dar ambiția voastră vă face să nu vă afecteze. Chiar vă descoperiți poate că cumva această situație vă relevă cu adevărat cine vă este prieten, cine nu. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, eu sper să aveți parte de o zi norocoasă. Aceasta poate fi norocoasă, orice s-ar întâmpla, trebuie să vedeți cum se spune partea plină a paharului, să vă păstrați optimismul. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!